Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, inginer electronist, o firmă fondată acum vreo 20 de ani, care ce să, 30 de ani, care ce să vede, merge și acum într-o structură de acționariat, la fel ca la începuturi, iubitor de cai, deși a spus dumnealui că poate nu povestim despre treaba asta. De ceva vreme s-a înhămat, ca să spunem așa, și a fondat o echipă sau a pus umărul la fondarea unei echipe care se bate de la egal la egal cu granzii din fotbalul nostru, iubitor, dacă nu mă înșel, de istorie interbelică. N-aș vrea să greșesc. Și un domn, fără să ne luăm perie, care iubește acordul între subiect și predicat, adică să fie acolo la locul dumnealui. Dragi prieteni, discutăm toate acestea cu, nu știu cum să-l numesc, cu finanțatorul, nu? Celor de la Botoșani, cu principalul finanțator, cum se spunea, domnul Valeriu Iftime. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce am greșit? Am greșit ceva? În prezentare, nu? Da, nu știu dacă ați greșit. Prea mult? Important este să încercăm să spunem lucruri importante pentru oameni și să... Corect. Ce căutați dumneavoastră în fotbal? Primul. Mi-ați pus o întrebare ca să plec acasă. Da. E o întâmplare, pur și simplu. Până la urmă, chiar dacă pare așa un pic deplasată explicația mea, am rămas în fotbal, am intrat în fotbal dintr-o, repet, o greșeală sau o întâmplare și am rămas în fotbal ușor, ușor, dintr-un tip de ambiție managerială, pentru că cineva mi-a spus la început, domnule, e greu de condus fotbalul. Și așa este, pentru că e multă stare, multe emoții, umoare. Și a doua chestiune este de un fel de responsabilitate socială față de orașul în care sunt, pentru că chiar dacă par, repet, deplasat, adică, uite-mă și asta să dă iubitor de oraș, dacă nu mai poate, e chiar buru. M-ar și face cu bani. Moșierul. Moșierul, da, s-a apucat. Nu, chiar e o responsabilitate la care țin, adică țin ca un răspuns al meu față de oamenii cu care stau acolo în zonă. Și bineînțeles că, repet, ele sunt cumva legate. Tipul ăsta de ambiție, te faci de râs, adică noi am intrat în Liga 1, vă dați seama că ce spuneau tot, m-au venit și păi eu și gata, i-am rezolvat, avem un retrogradat de serviciu. Bineînțeles că asta te pune în gardă, te enervează și dacă ai niște lucruri de spus și de făcut și dacă ai un pic de minte, le organizezi. Dar trebuie să și poți, că... Dacă ai minte, poți, să știți. Da. Eu cred că totul e posibil dacă Dumnezeu ne-a luminat și dacă noi, cei care avem un pic să spunem, de inițiativă, de inteligență și dacă la vremea noastră am făcut și un pic de școală și dacă avem și dacă mai suntem și modești și toate astea, poți să faci. Și știți că fotbalul e ca după revoluție și acum fotbalul României e ca după revoluție în România. Adică se putea face orice, foarte, foarte ușor, pentru că s-a făcut foarte, foarte puțin. Când spun fotbal, nu doar ca o echipă să joace în Liga 1, să organizez așa cum ar trebui să organizăm o echipă ca să facă un spectacol sportiv, să producă niște bani ca acele venituri să susțină, dacă vreți, parte din activitatea fotbalistică. Noi am invitat o cutumă românească care a fost la mai mult estică și cred că a fost acum vreo 100 de ani și prin Occident. Și am găsit un patron care are mulți bani, are echipa mea, fac tot, eu dau banii, scot din buzunar, mă duc în vestiar după meci, îți cânt lăutare, manele și tu plătești fiecare fotbalist în parte. Într-o pungă. Da, da, am auzit de astea cu pungi, da. Sau intri în vestiar și faci reguli cum se joacă și dai cu scaunul în arbitru, adică domnul, un antrenor, pardon, da, cu echipa da, mea. Da. Ei, lucrurile astea au creat un imens dezavantaj pentru cei care s-au băgat în fotbal, pensând că asta este o metodă, o rețetă. Eu am crezut continuu că fotbalul, de fapt, n-am crezut, n-am știut ce e fotbal, pentru că n-am jucat în fotbal. N-am jucat fotbal, n-am fost un mare iubitor, n-am mers cu sacoșa după echipe de fotbal. Deși am iubit și eu și îmi săreau măselele când juca FC Steaua la Sevilla, știți? Da. Am iubit cu adevărat meciul și Steaua și echipa națională. Dar nu știam toate cine în interiorul, cine în bucătăria acestui fenomen. Și am luat-o ca și o companie. I-am spus cândva, când m-am apucat de fotbal și am fost la un consiliu de administrație în care eram vreo 15 oameni de afaceri din Botoșani, unul cu 3%, unul cu 2%, mi-a dat și mie, nu știu cât, 7. Și eu, care, să joace cu tare, să facem așa, eu dau pizza, eu aduc sucuri, facem o echipă noi. Și mă, da, la ești bun și... Dar care este bugetul? Ce buget? Să ajutăm noi facem tot. Și zic, bun, dar zicem contabilitatea. Și avem un diplomat cu două chitanțe. A, poftim, fece Botoșani. Un diplomat, două chitanțe. Asta era tot. Și zic, domnule, adică ne gândim un pic, hai că se creăm un buget, hai să vedem care sunt cheltuielile, ce, cum, ce facem. Dar iertați-mă, cei din jurul nostru nu v-au spus la ce vă băgați?
Adică să vină cineva să vă tragă așa un pic de mână. M-a sfătuit ca la Revoluție când m-a apucat de privatizare. Nu, dacă ți-ai luat un șut în funcție undeva și ai intrat pe acolo, după aceea ce te organizezi. Nu, eu nu m-am consultat cu cineva, știți? Pentru că nu că vin în fotbal în 2004 ca stau până în 2000... Aveți 20 de ani de acum, ce să mai... Știți? Adică da. Nu nici n-am vorbit cu nimeni. Singurul om pe care am avut o discuție la un moment dat, dar care era, nu contează subiectul, că nu e de spus, am avut cu domnul ăsta, Ștefan, la Beatra Neamț. Era în Liga 2, era cu mine, am văzut undeva, eu eram nimeni, era primar, cineva, avea echipă de fotbal. Bă, fotbal mai greu decât toate afăcerile la un loc. Și am cheltuit... Și a avut dreptate? Da. Și a zis că am cheltuit 4 milioane. Doamne, sunt nebun mult. Chiar nebun acum. Da. Știți? Și așa era. Așa era, da. Și n-am avut, un, să spunem, un mentor, un cineva, să-mi spun. Am dat schimb un foarte bun prieten, un francez, care și acum zis, chiar de a intra în emisiune, care lucrez și acum cu el, care e consilier la Consiliul de Administrație în companie, în grupul meu, care a lucrat... Francez, mama dumnealui? Francez, copil de profesor universitar, mama lui știe istoria Evului Mediu și știe partea de mănăstiri din Moldova, cum nu o știam noi când am intrat în România, adică la profesori adevărați, la REN și profesori universitari. Și omul spunea, totdeauna a spus că fotbalul, Valeriu, fotbalul este un entertainment care va dărni totdeauna. Și trebuie să te gândești, va dărni, va interesant. Și mi-a dat tot felul de încredere, mă, hai să facem, poți să faci așa. Și cu niște colegi, cu asociații mei care asociații mei din business suntem și în fotbal și eu totdeauna cumva prin fotbal poate mai eliberăm energiile negative sau sinergizăm anumite sau aplatizăm unele asperități da, dintre noi. Da, da. Adică cumva construiește fotbalul, pentru că eu nicio ședință de Consiliul de Administrație nu există ședință fără să ceapă cu fotbal. Nu există. Lucrurile importante, ordinea de zi, o fac cu 5 înainte când începe fotbal. Dar interesant că am fost acolo săptămână la Nuremberg, o companie foarte mare care produce acolo contoare și software, și am început discuția cu ei și ei m-au întrebat de fotbal. Și am aceasta, fără să știau? Fără să spună, da, știau, pentru că s-au uitat pe internet, bănuiesc. Da, da. Și au fost incredibil de interesant pentru mine că erau atât de atenți la subiectul ăsta. Și m-a întrebat, și cum, și ce faci, și cum aduci, mamă, și sunteți locul 3 în România. Dumneavoastră ducându-vă pentru business. Total de acord, așa este. Numai că... Da, deci e clar că unește fotbalul, exact cum se spune, socializare. Este un leant senzațional. Da. Și este un vehicul de a deschide porți. Multă vreme, fotbalul, și încă e așa, acum, fotbalul a fost văzut ca o chestie acolo complicată, neagră, cu bani negri, cu gri, cu tot. Așa și-a arătat în primii ani după pușcării, cu tare. Mi-i tot nu-mi spunea Valeriu, nu te băga, tu nu-i vezi, ăla pleacă, ăla pleacă. Nu, intră în zona asta. Am încercat, sigur, m-am ținut până acum să mă țină Dumnezeu sănătos, să pot să facem mai departe, așa, da, știi? Corect, da, să rămâneți. Lucrul este clar. Fotbalul devine important pentru comunitate. Este un super spectacol dacă noi știm să-l construim. Este cel mai mare spectacol mondial pe care noi îl tratăm cu multă, multă neatenție. Noi românii, de exemplu, da? Și aici e o întreagă poveste. Înseamnă de galerii, de suporte, de marketing, de promovări, nu știu ce. Și plus educația asta sportivă a fotbaliștilor care sunt cumva niște elemente sau niște modele pentru foarte mulți tineri. Și aici este formidabil de interesant pe care noi nu luăm în seamă și când eu spun de școala fotbaliștilor, nu că ar fi atât de interesant să citească Baltagul ăsta Moroțan ca să dea bacul, știi? Dar este foarte adevărat că foarte mulți copii care sunt între mai mult școleri sau decât fotbaliști, dar fug de școală, că e grea munca la școală, știți foarte bine, a face școală e cam greu, adică să veți. Am o scenă teribilă cu un fotbalist care a fugit de la ore. Și îi duce, mă, fac fotbal, mă las de școală. Da, nu mai trebuie școală. Pentru că eu zic, iar eu merg partea asta la altă, cel mai interesant de școală și poate vreun model de ăsta, vreun model, vreun talent, dar nu cred că cineva ar trebui să scape de liceu și de bacalaureat. Uitați-vă la oamenii care termină fotbalul, cum e cazul Marius al meu acum, care la vremea respectivă n-a avut ce să-i spun și îmi spun, neavără, dacă eram cu matare, te iubeam și acum. Să mă obliți mă la școală, să fac bacul, să am toate elementele astea care rămân. Eram ușor de făcut școală, adică acum da. Bacul nu-l mai e, că ai cam la vedere cu tare, dacă n-ai ce prinde cu casca acum, s-a adăugat, nu, ești mort. Da. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.